exploatărilor de cărbune de lignit în Muntenia. Dar legat de Cupromin, era o problemă cu investitorul de la acel moment, Energo Mineral. Cum se face că e impresia asta publică mereu, că statul e mereu păcălit de investitor care nu-și face investițiile și apoi și acoadă la spinare și pleacă? Cred că cei care au făcut înaintea mea acest lucru ar fi în măsură să răspundă aceste întrebări. Eu ceea ce pot să vă spun este că Cupruminul funcționează în momentul de față și funcționează chiar în condiții profitabile, cu speranță destul de bună. Ați folosit marmură de la firma noastră la casa de la Znagov? Vreau să vă spun sincer, nu cunosc detaliile investiționale la casa pe care mi-am realizat-o. Evident că acel calcar pe care l-ați văzut nu e o marmură, ci este un calcar. Dar nu pot să cer multora să se pricepă în acest domeniu. Vreau să știți că calcarul este un material ordinar de construcții, dar este un material rezistent, foarte ieftin. Și de producție românească sau de import? Și de producție românească și de import. Avem propriile noastre cariere de calcar la Podeni, în alte părți. Depinde de unde îl utilizezi. Pe pardosel de trafic intens, pe vertical, unde nu e nevoie să aibă duritate. Ați fost unul din arhitecții Cotei Unice. Acum sunteți partizanul aplicării ei la pensiile sub 1000 de lei? Cota unică este un principiu de politică fiscală care, într-o economie slab instituționalizată, așa cum este și economia românească, unde economia subterană și autoconsumul reprezintă peste 30%, spun, este un principiu de politică fiscală care are darul de a stimula economia. Și din punctul meu de vedere, a fost unul din principalele elemente de creștere economică în perioada 2005-2008 și a dovedit utilitatea atât prin partea stimulativă, iar eu cred în politica fiscală ca element de stimulare economică și nu ca un element de colectare a veniturilor în bugetul consolidat. De aceea continui să susțin că principiul de simplificare și de reducere a fiscalității într-o economie slab instituționalizată trebuie să fie permanent în atenția oricărui guvern, pentru că această resursă foarte importantă care reprezintă economia subterană și autoconsumul trebuie să reprezinte suportul de creștere a veniturilor în bugetul consolidat. Cu alte cuvinte, cu cât aduci din economia subterană în economia fiscalizată, cu atât ai șansa să colectezi mai bine în bugetul consolidat. Întotdeauna, ceea ce se colectează în bugetul consolidat este raportul între rata de impozitare și baza de impozitare. Este o relație matematică extraordinar de simplă. Nu sunt adeptul creșterii ratei de impozitare, ci alărgirii bazei de impozitare. Iar aici, în principiu, eu cred că toate veniturile trebuie impozitate. Cu legat de rata de impozitare, aici se poate discuta. Trebuie să ții cont și de gradul de suportabilitate și de gradul de sărăcie și se poate discuta, poate chiar diferențiat, acest lucru. Deci înțelegem că n-ați fost adeptul creșterii TVA acum. Nu, dar n-am avut altă soluție. Din păcate, nu a existat un consens în coaliția de guvernare legat de găsirea altor soluții și până la urmă a trebuit să venim cu o soluție care să asigure echilibru fiscal al României și aceasta a fost singura soluție care a întrunit majoritatea în coaliție. Cine s-a opus? E mai puțin important. Și ce soluție avea? Soluțiile alternative ar fi fost, exact cum spuneam, din punctul meu de vedere, orice venit în mod normal trebuie impozitat. Că îl impozitez cu 1%, cu 2%,
cu 16%, dar acesta este un principiu corect care trebuie să stea la faza coeziunii și solidarității sociale. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, momentul în care apar excepții de la regulă, apar și abuzurile și... Atunci pare și statul slab. Da. E, poate fi o apreciere corectă. Așa este. S-a mai discutat introducerea cotei de impozitare progresivă în 2011? În guvern sau în coaliție? Nu. Nici în guvern și nici în coaliție nu s-a discutat acest lucru, iar eu sunt împotriva impozitării progresive. Vreau să vă spun că de fiecare dată se aduce argumentul. Stai, domnule, că sunt state civilizate, cum sunt Germania, Franța, care au... Corect. Așa este. Și România, când va ajunge ca economia subterană să fie, să zic, suficient de redusă, ar putea să gândească un principiu de solidaritate socială privind introducerea cotei progresive. Dar încă o dată spun, România are nevoie să crească economii, România are nevoie să-și aducă în economia fiscalizată parte din economia subterană și din autoconsum. De aceea, cu cât politica fiscală este mai simplă și cu cât o taxă este mai corectă și morală, ea cu atât va fi plătită. Conformarea voluntară a celui care va trebui să plătească aceste taxe și impozite va fi una naturală. Când credeți că vom ajunge la acest nivel de economie subterană redusă? Din păcate, nu foarte curând. A existat un moment care s-a ratat, din punctul meu de vedere. Dacă în 2006, dacă la 1 ianuarie 2006, am fi redus contribuțiile sociale, așa cum era în programul de guvernare, de la 49,5% la 39,5%, nota bene, la 39,5%, așa mult. Da, așa mult, cred că s-ar fi creat condițiile ca cea mai mare parte din economia subterană să ajungă în economia fiscalizată, aveai 2-3 ani de zile de creștere economică puternică, aveai posibilitatea să faci consolidarea fiscală a României și, cu alte cuvinte, stabilizai economia subterană la un nivel, să zic, nu acceptabil, pentru că nimeni nu acceptă la nivel de principiu economia subterană, de-aia există undeva la 80% în toate țările membre ale Uniunii Europene. Nu undeva la 30% cât avem noi în momentul și de ce nu s-a luat această decizie? Atunci, ținut că erați la guvernare. Eram la guvernare, din păcate n-am reușit să convingem în acel moment. Aveam experiența anului 2005 în care cota unică produsese efecte extraordinare. După un mic gap de câteva luni în veniturile bugetului consolidat, finalmente mi-aduc aminte că 2005 față de 2004 veniturile au fost cu 25,1% mai mari. Ceea ce a demonstrat viabilitatea introducerii cotei unice și ar fi fost o bază importantă pentru reducerea contribuțiilor sociale. Aici menționez un lucru, reducerea de la 49 la 39, 49,5 la 39,5 avea prevăzut în programul de guvernare două paliere. Unu, o reducere directă angajat-angajator în beneficiu și una deductibilă. Din cele 10% de reducere erau cam 6 reducerea directă și 4 deductibil. De ce? Noi gândisem atunci că cel mai important pilon de creștere economică îl reprezentau investițiile străine directe. Ceea ce însemna o infuzie de know-how în economia românească. Pe de altă parte, aveam totuși o resursă umană în România, care avea un potențial foarte bun, dar care trebuia instruită ca să facă față acestor exigențe de know-how. Și atunci, acel aspect de deductibilitate însemna efortul pe care mediul privat ar fi trebuit să-l facă pentru pregătirea propriei resurse umane. Și atunci, era o chestie fixă și una deductibilă, și foloseam inclusiv acest principiu al deductibilităților ca un instrument de orientare a investițiilor în resursa umană de a face față acestor exigențe de know-how. Acea pregătire continuă de care are nevoie orice om